Un val de aer rece s-a abătut asupra țării noastre, capitalei în special. De-aia s-ar fi întărit cornurile, cine știe? Sau de Da, la cuptor, Mihai este Neața. alături de noi. Aveam planul să-mi iau un Bună cuptor nou, dar dimineața! înțeleg că se întărește Ce mâncarea să de faci la cu un cuptor. cuptor nou? În general. Ce să faci tu cu un cuptor Da, nou? Nu știu, noi râdem acum, Poate dar să se încălzească. Chiar mă gândeam, cornul și laptele de ce? Ca să-mi moi cornul, lapte sau cum? Care-i explicația? Să nu intrăm în Da, detalii. Nu, e un subiect Mihai, vast. Spune-ne despre vreme. Vă zic despre vreme, ce să zic, e frig afară, probabil că și de asta exact. S-au mai întărit de cornurile în anumite zone ale țării. E frig, e frig pentru... De fapt, nu-i frig pentru această perioadă, e frig față de ce am avut în zilele trecute. Totuși sunt temperaturi pozitive în momentul de față în țară, e norat peste tot, e un pic de ceață. Dar e frig pe tot parcursul zilei și în zilele da. Următoare sau ne mai bucurăm? Mâine se încălzește puțin în zona Ardealului. Temperaturile cresc, surprinzător, cele mai mari temperaturi la nivel național vor fi în Maramureș și în Transilvania. De obicei, nu în aceste zone. Ori e mai cald în vest, în sud, dar nu în Maramureș. În niciun caz. Acolo 14-15 grade mâine. Haideți să vedem ce se întâmplă în toate zonele țării. Vă spuneam, este un cer mai mult noros în momentul de față în România. Plouă izolat, în special prin partea de vest a României, la Timișoara, spre exemplu, a plouat ora trecută, sunt 5 grade acum acolo. Cea mai mică temperatură este undeva în județul Bihor, la Săcuieni, acolo se înregistrează un singur grad, cei drept cu plus. 9 grade pe de altă parte în zona diametral opusă, așadar în Mangalia, în acest moment pe diagonala țării. Sunt 2 grade la Suceava, 5 în Brașov. În capitală în acest moment este norat, a plouat peste noapte, temperatura a ajuns la valoarea de 6 grade. Rămâne norat și pe parcursul acestei zile. E drept că meteorologii spun că s-ar putea ca trecător să apară și soarele, însă numai aici, în partea de nord a României, deci prin zona nordică a Moldovei și poate prin Maramureș. De plouat ar trebui să mai plouă în partea de sud-vest a țării. Asta înseamnă zona de sud a Banatului și partea vestică a Olteniei și numai izolat în celelalte regiuni ale României. Temperaturile maxime de astăzi cuprinse la nivel național între 5 și 12 grade și atenție că din nou s-ar putea să avem un pic de ceață în orele următoare, în special în zonele mai joase. Vedem ce se întâmplă în fiecare zona țării. În Muntenia temperaturile scad cu 5-6 grade față de ziua precedentă, astfel încât la amiază nu vor fi mai mult de 9-10 grade. În Oltenia vă spuneam că ar fi rost de ploaie în zona vestică a regiunii, în jumătatea de est cerul va fi norat astăzi și e foarte, foarte probabil să nu vedem soarele. Temperaturile numai mari de 9-10 grade. Ploie anunță meteorologii în orele următoare și pentru județele din Banat. E drept că nu vor fi cantități de apă prea mari. Temperaturile cuprinse în general între 8 și 10 grade. Apoi în zona Crișanei, până ajungem la Maramureș, vorbim puțin și despre Crișana, un cer mai mult noros, condiții reduse de ploaie, temperaturi maxime de aproximativ 7-8 grade. Însă vă spuneam că în orele următoare, prin partea de nord a județului Bihor și prin Maramureș, s-ar putea să apară și soarele. Iată, în Maramureș, temperaturi maxime astăzi de aproximativ 10-11 grade. În Transilvania, astăzi, atmosfera este închisă, un cer așadar mai mult noros, ceva ploi cu caracter izolat și temperaturi maxime de la 6 la 12 grade. Și trecem peste munți pentru a vedea ce se întâmplă în Moldova, dar și în partea de sud-est a țării. Începem cu Moldova. Aici avem în nordul extrem, probabil, vreme frumoasă. În celelalte regiuni, în centru și în sudul regiunii, cer înnorat și posibil 2-3 ploi, însă doar cu caracter izolat. Temperaturi maxime la amiază de aproximativ 6-7 grade. Sunt printre cele mai mici temperaturi înregistrate la nivel național. În fine, în Dobrogea e norat, plouă izolat. Astăzi temperaturile nu depășesc la amiază 8-9 grade. Și atât vă mai spun că în capitală astăzi cerul va fi norat. Temperatura în acest moment este de 6 grade. Foarte mult pe parcursul zilei nu urcă. Gândiți-vă că astăzi vor fi doar 8 grade. Mâine și poi mâine ar fi rost de ploaie în capitală și o temperatură maximă de aproximativ 9 grade. Cam atât pentru moment. Revin mai târziu și cu alte date despre zilele viitoare.